Desperado. Eu când am făcut-o, de exemplu, cu grupa cealaltă, am făcut-o ca sub altă denumire, piesă torpilă, dar hai să o luăm cum se denumește de cel mai ades. Desperado. Desperado. Da, desperado este un cuvânt într-un fel spaniol care arată situația unui persoane care este disperată, nu? Ce vrea să însemne în șah acest lucru? Ia să ne uităm, începem cu această poziție simplă, da? Deci negru este la mutare, ultima mutare a albului a fost turnul de la 1 la B1 și negru, deci, are dama atacată și normal, dacă mută aici dama e 6, pune în poziția domnul calculator să gândească această poziție și zice că este complet egal. Stai bă. Dar negru zice, hai să mai câștig și eu în tempo. Și zice, tu mi-ataci dama, eu ți-atac dama. Și acum, albu folosește acest procedeu tactic care se cheamă desperado. În ce constă acest procedeu tactic, Rareș? Fii, te rog, atent. Deci constă în faptul că tu știi că ai o piesă care o vei pierde și vrei să o vinzi cât mai gras. Și pur și simplu albu aici îi bate turnul. Și acum negru zice, se gândește așa, mamă, dacă îi bat dama asta, mi-a dama și rămâne cu un turn în plus. Datorită acestui procedeu desperado. Și atunci negru zice, păi stai să mă fac și eu desperado cu dama mea. Și negru bate și el. Și zice, albu bate, bate eu. Dar albu își duce disperarea până la capăt, cum se zice. Da, mă, ia pe pe 8. Și după rege pe 8, că acum trebuie să iei, că ești în șah. Și îți iau dama și am rămas cu un turn în plus. Nu? Deci, practic, acest procedeu tactic denumit desperată se referă la o piesă de a ta pe care o pierzi și o vinzi cât mai scump posibil. Da? Următorul exemplu. La fel aici, ultima mutare a albului, albul face ultima mutare de 4 de 5 și atacă această damă neagră. Și normal, orice retragere de damă este poziția cât de cât egal. Scuze? Dar negru zice, stai un pic, dacă tu mi-ataci damă, îți atac și eu damă. Și joacă acest cal C5. Pe ideea, albul bate, bat și eu. Am pierdut ceva? Nu. Da, dar albul aici se află în poziția de desperat. Adică știi că îl pierde dama asta și pentru a o vinde cât mai scump, ce joacă Rareș aici albul? Deci, cu atât, eu îți atac dama, dar și el cu ultima mutare, cal B7C5, mi-a atacat dama. Deci eu îți bat dama, el bate dama. Deci asta e piesa desperată. Cum o vând cât mai scump? Lasă că nu te cheam. Da. Zi. Zi alese. Nu înțelegi lecția. Dar nu. Nu înțelegi. Da. Asta e prea simplu. Deci, încă o dată, e foarte logic. Eu știu că voi pierde dama asta, da? Deci, încă o dată, bat dama, îmi bate dama. E clar că o voi pierde, da? Mai și atunci mă gândește... Dar de ce să nu-ți dau dama pe un nebun? Pur și simplu, așa. Și după aceea... Stai un pic, ca să te prinzi. Nu, ca să... Nu, fii atent aici. Cum sunt armatele aici? Egale, nu? Fiecare are o damă pe tablă, fiecare are un cal și un nebun, fiecare are două turnuri, da? Fiecare are șase pioni. Acum, când îmi fac dama desperado, eu practic voi lua o damă și un nebun pe o damă. Da, te-ai prins. Deci dama ia pe E7, rege ia pe E7 să rămână.
Acum mai bine. Domnul a spus mai bine. De ce stă mai bine? A rămas mai mult. Ce are în plus? Un nebun. Adică ăla care îl bătădau pe post de desperat. Și cum stă mai bine? E câștigat, nu stă mai bine. Păi e mare diferență între a sta mai bine și albul este câștigat. Când albul este câștigat, este numerotarea așa, plus urmat de minus. Când albul stă mai bine, este plus pe minus. Când albul stă foarte, foarte puțin mai bine, e plus pe egal. Iar cu poziția este egală, e egal. Următoarea poziție. Da. Ia uitați-vă la poziția asta care survine dintr-un dragon super accelerat. Și aici pur și simplu negru joacă acest cal ghepard. Sophie, de cine a apărat acel cal? De nimeni. Poate să-l bat de nimeni, într-adevăr, Mihai, dar o întrebai pe sol. Poate fi bătut de dama albă cu câștig de figură? Nu, corect. Deci el poate fi bătut, dar nu este cu câștig de figură, pentru că dama are totuși rol de apărare a acestui cal de la D4. Deci după cal G4, dintr-o dată negru și-a făcut două bătăi. Deci aici eu dacă bat cu dama, ăsta nu pierde nicio piesă. Înțelege toată lumea? Da. Și atunci albul zice, hai să-mi fac acest cal, care oricum îl pierd, un fel de desperado și bate la C6 întâi. Cu atac de damă. Domnul. Da. Dar nu mai sunt mai face așa. Așa, te rog frumos. Deci încă o dată. Dacă bat, da, nu câștig nimic. Că își ia piesa imediat înapoi. Puf, puf, puf. N-am câștigat nimic. Și atunci zic așa, da, dacă bat eu primul și cu orice ar bate ăsta, iau dam, îi iau cal și a rămas cu o piesă în plus. Sau dacă bate așa, nu-i mai iau cal, într-adevăr, că va fi apărat de către nebun, dar îi bat dam și îl las fără rocadă. Da? Deci așa gândește alb. Dar negru la rândul lui zice, păi stai un pic, dar asta poate să devină desperadă. Bate și el. Bate cu pion. Păi și atunci bat eu cu... Deci dacă bați cu pion... Nu, stați un pic. Deci ambii cai devin desperadă aici. Dacă bat cu pionul, fiți atenți ce se întâmplă, că e foarte simplu. Ăsta îți bate calul să strice complet structura de pion. Cu șah. Și pe urmă ți-a și calul ăsta. Da. Și după ce schimb, chit că rămâi fără rocadă, dar uitați-vă câți pioni are albul, practic, nu teoretic, pe tablă. Doar 5. Pentru că ăștia 2 fac cât 1 și ăștia 2 fac cât 1. Deci albului nu-i convine varianta. Ca să-i bată dama și aia. Corect. Și exact așa se întâmplă partidul. Deci albul bate dama. Negru bate dama. Și albul, normal, aici trebuia să bată acest cal, dar face greșeala. Calea pe F7. Deci continuă misiunea lui de desperado. Ce joacă practic negru aici și ajunge în avantaj material? Bate calul cu regele. Păi dacă bați calul cu regele, că exact de asta a făcut desperado, îți voi bate și eu calul cu turnul. Domnul, bați calul cu nebunul? Așa. Așa, bați cal cu cal, calul de la... Corect. Calia pe ce? Da, 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 așa.
Și după calea pe H8, nebunea pe H8, dintr-o dată, dintr-o dată, negru a ajuns în avantaj material. Alesia, poate albul să-ți bată acest cal? Schimbați partenerii. Nu poate să bată. De ce? Pentru că corect. Deci, dintr-o dată aici îți dai seama că practic nici nu știi ce să muți. Muți eventual nebun de 3 să-ți aperi pionul, dar asta pur și simplu fugi. Și îți face și două bătăi. Și practic negru rămâne aici cu două piese ușoare pe un tur. Da? Complet câștigat. Următorul exemplu. Asta e dintr-o partidă de doi mari maestri, la alb este Efim Bogoliubov, la negru un alt individ, un neamț, jucat între cele două războaie mondiale. Și aici, negru fiind la mutare, asta este survenită dintr-o partidă scoțiană și negru este la mutare și joacă acest calia pe E4. Pe ce idee? Dacă bat, voi juca dama E7 și îți leg cal. Nu poți să aperi cu dama și să te și deslegi. Să te și deslegi. Îți bate calul celălalt. Și atunci albul zice aici, joci niște glume din astea cu mine, stai un pic să-mi fac această piesă ca oricare. Oricum, e foarte posibil să o pierd, un desperado și bate. Și bate. Și bate. Și bate. Și bate, sunt doi cai desperado, nu? Și bate. Și bate. Și bate. Zice, ce doamne iartă-mă de șah cum arată profesorul ăsta nou, nu? Un cal care e ca un aspirator, începe să curețe de la o parte la alta toate piesele adverse. Tot ce prinde. Da, stați un pic. Dacă vă uitați aici, cine are avantaj material? Negru. Negru, are un pion în plus. Dar cine e la mutare? Albu. Corect. Și atunci, ce joacă albul aici? Ca să menține echilibru. G6. Na. Nu, aici pur și simplu albul nu dorește ca acest nebun să iasă aici, pentru că dacă acest nebun iese aici, calul de la H1 va scăpa din cușcă. Iese la F2. Și atunci pur și simplu joacă el nebun E3. Și deși negru are un pion în plus, aici are mari dificultăți. De ce? Pentru că urmează pion G6 cu intenția clară ca să spape acest căluț după nebun G7, însă albul aici îi joacă rocadă mare și după nebun G7 îi bate odată să nu-l dea degeaba, din nou se face desperado și după aia îi joacă nebun de 3. Deci nu numai că își ia pionul înapoi aici, albul, își ia piesa înapoi, pentru că acest cal este condamnat. Dar îi va lua și un pion eventual de la G6 cu șah. Și deși nu a apărut la prima vedere, albul este în avantaj aici. Următoarea poziție. Lăsăm la o parte pozițiile de până acum care au fost cât de cât niște, am văzut la treabă niște piese desperate în mod tactic, ca să spun așa. Aici, câteodată desperatul poate deveni și foarte strategic. Deci albul este la mutare și se gândește așa, uitați-vă vă rog. Dacă bat, îmi bat. Câștig ceva? No.
Nu. Dacă îi bate o primul, îmi bate cu cal. Nu mai mi-a zburat păsărelul, nu mai am ce cal. Dacă bate cu pionul. Ce? Dacă bate cu pionul, nebunul. Dragă, tu trebuie să iei în considerare, Mihai, cele mai bune răspunsuri ale adversarilor. Cum să bați cu pionul și eu să-ți bat un cal? Deci aici, în poziția asta, albul are o piesă în plus. Deci eu vorbesc la... de cel mai bun răspuns al adversarului tău. Deci eu vorbesc în acest moment din punctul de vedere al albului. Pentru că albul se află la mutare. Și atunci te gândești, cum, Doamne iartă-mă, să folosesc eu procedeul numit desperado ca să ajung într-o poziție mai bună? Deci încă o dată, îi bat calul, îmi bate nebunul. Îi bat nebunul, bate cu calul. Nu obțin nimic. Dacă îi întreb pe cei patru mușchetari vlășgani aia care joacă acum, uite, ca fapt divers, haide să facem un experiment. Cristi, ia oprește-te un pic acolo, uite-te un pic pe poziția asta și spune ce ai jucat cu alb. Este foarte necesar timpul de gândire. Mai ales că este neobișnuit cu poziția. Deci albul la mutare. Zi, Mare. Ce? Ce ai jucat cu albul aici? Suntem la capitolul numit Desperado. Ce? Piesa torpilă. Așa am făcut cu voi lecția asta când erați mici. Da, adică știi, ai o piesă care știi cu... Ai, nu mă faceți de cacao, chiar văd de exemplu la grupa mijlocie. Deci, na, ia, uitați-vă un pic, deci albul joacă foarte inteligent aici, nebuna 6. Ăsta este un fel de desperado strategic. De ce gen? Deci, dacă pleci cu calul, îți bat în alt B7 și îți fac curățenie. Iar când bați, îți bat calul. Păi de ce-l lăsați? Te duci înapoi. De ce-l lăsați? Mă, te duci înapoi. Cum nu te duci înapoi? Respectați regulile care se respectă într-un șah. Deci încă o dată, ia, lăsați-mă, nu mă mai băgați în luptele dumneavoastră interne de partid. Deci, ia uitați-vă, deci revenim grupa mică. Deci aici, practic, negru este forțat să bată acest bibiloi, dar acum eu mi-au piesa înapoi și de ce spun că a fost un desperado strategic? Pentru că poziția asta este groasnică pentru negru. Practic are doi pioni dubli isolani care nu fac decât unul, mai are și un pion înapoi, care scade pur și simplu. Să zicem că joci tun de FC8, îți joc cale 5, și acest pion în scală. Andrei, de ce nu jucați dumneavoastră după reguli, regulile uzuale? Deci greșeala este a ambilor. Dă-te-și înapoi. Dă-te-și înapoi. Vedeți, într-un fel, observați grupa mică, că îți trebuie și multă ambiție ca să ajungi la nivelul lor și ei o au deja. Deci chiar când se joacă așa, vor să bată cu tot ceea ce dumneavoastră vă cam lipsește. Bun. Hai să ne uităm la această partidă, din nou celebră, dar este celebră într-un mod neplăcut pentru Samuel Reshevsky. Asta este luată din Campionatul Statelor Unite din 1963, anul în care m-am născut eu,
La alb este Larry Ewens și la negru este Samuel Reshevsky, un fost copil minune al șahului mondial, care a fost chiar într-un turneu de candidați în 1948, la care s-a prezentat destul de bine. Și Samuel Reshevsky este aici la mutare, are o damă în priză, da? Dar are deja mult material în plus. Și uitați ce joacă aici negru. Îi dă un șah foarte bine și după rege H1 nu este deloc atent. El are un cal aici în plus, pur și simplu. Dar zici, normal, mutarea de câștig aici este damă G6. Și albul nu poate lua acel cal cu pionul, că ți-au turnul. Și trebuie să fugi cu turnul, dar în momentul când fugi cu turnul, fug și eu cu calul și rămân cu o piesă în plus. Dar Samuel Reshevsky zice, bă, stai că te dau mat. Dama aia pe G3. Nu e mat. Păi cum nu e mat? La mutarea următoare, cum nu e mat? Am mat în 7 feluri. Mat aici, mat aici, mat aici. Nu, mat cu turnul, mat cu ce vrei, mat cu papa. Deci nu numai că am un cal în plus, am și 4 amenințări de mat. Și, la, cel puțin la prima vedere, pare foarte, foarte logic. Dar aici, albul aflat la mutare, își transformă cele două piese în speță dama albă și turnul alb în piese torpilă, adică de care vrea să scape, adică în desperată. Și fiți atenți, de ce? Pentru că, uitați, gândiți-vă că albul n-ar avea dama și turnul pe tablă. Și ar fi la mutare. Ar putea să mute ceva? Ar fi pat. Ar fi pat. Și exact de asta se folosește domnul alb aici. Și da, ce șa. Să fie pat. Ești forțat să bați dama? Dama aia e neapărată, încă o dată. Nu te uita la mine, uită-te pe tablă. Doamna, nu ești forțat. Ba, ești forțat. Pentru că dacă joci și rege G6, ești mat într-o mutare. Dacă joci și rege H6, ești mat în două mutări. Și atunci ești forțat să bați dama. Dar în acest moment, albul zice, mai am un desperado pe tavă. Și a. A, și bate. Și cu orice bați acel turn, orică îl bați cu dama, orică îl bați cu regele, uitați, exemplificativ, îl bați cu dama. Steal him. Pat. Și negru zice, a, ce mă păcăliși aici. Și fuge cu regele. Ce a jucat cu albul aici? Nu ai venit din turnul ăla. Ați bate dama? Da! Eu da! Nu da! Da, să mă gândesc! Ne gândim! Eu cred că... Nu aș bate-o! Stați așa cu doamna, stați așa să mă gândesc! Nu-i bate dama! Eu n-aș bate-o, eu n-aș bate-o! Corect, cum să bați dama? Păi dacă bați dama, vei intra într-un final în care negru rămâne cu un cal în plus. Și nu mai e poziție de pat. Nu, pur și simplu ăsta se ține cu turnul după el. Și-a? Păi ne, uite-ne. Steal him. Steal him. Ăsta fuge. Ce joacă albul? O, la E7. Apoi la ăsta fuge. D7. Ăsta fuge înapoi. Sau... E7. Corect. Deci nu se ridică niciodată. Și ăsta este ori șah etern, ori pat. Ăsta e șah etern. Că se ține după. Da? Sau pat. Deci, practic, vedeți aici o îmbinare, ca să spun așa, de desperado, de piese desperado, cu poziții de pat sau de șah etern.
funcție de ce ați învățat până acum, e bine să bată acest cal, acest pion cu calul? Da. Ia fiți atenți cum continuă partida. De ce albul bate? Îi bate un pion. Pe ideea că dacă bați aici, îmi iau figura înapoi, rămân cu un pion în plus și când joci asta eventual, vin înapoi. Am rămas cu un pion în plus cu albul? Da. Că eu ți-am dat un cal, dar ți-am luat un pion și un nebun. Da, atunci negru zice... Stai un pic, că eu pot să fac acest nebun desperat. Și bat. Scuze. Asta e poziția. Și negru bat. Și albul zice, stai că mi-l fac și eu pe acest cal, tot desperat. Bate și el. Și negru bate. Și albul bate. Și închisul și eu. Curent. La de la bun. Și negru bate. Și albul bate. Și acum, negru stă, deci în acest moment, în continuare, albul, făcându-și acel cal alb desperat, eu de-aia ziceam piesă tot filă, că se duce așa și distruge tot în față. Dar negru se gândește aici, dacă îl mai fac în continuare nebunia pe D3, va urma calea pe H6 cu șa, după ce bat calul, va bate aici, și în finalul ăsta rămâne cu un pion în plus și mă bat. Este? Sunteți de acord cu mine? Da. Și atunci negru aici zice, dar stai un pic, acel cal nu mai are unde să fugă. De ce? Ia să mă opresc din chestia asta de desperadă și joacă nebun pe trei. Ce ați jucat cu albul aici? Deci în acest moment, dumneavoastră cu albul, datorită faptului că v-ați făcut acel cal alb, care inițial a fost la F3 și a luat-o pe ruta asta. Cale 5, cal C6, cal D8, cal P7, a ajuns totuși în această poziție destul de nesigură, cel puțin la prima vedere, și riscă captura. Ce mutați aici cu albul? Poți să pui și un scaun ca să nu se închidă de la curând. Așa, bun. Ce mută albul aici? Ia uitați ce mută albul, ca să nu pierdem timp, că mai avem un pic, să știți. Nu scăpați așa ușor, mai am și testul de final. Deci, pe urmă testul de final, spune vă lasă. Uitați ce mută albul aici, calea pe D6. Ce scop? Ca după ce îl bați, pentru că trebuie să-l bați, să-ți fac furculiță de pion. Și după turne 6 bate și bate și bate și bate și bate. Partida asta, deși a mai continuat ceva, cine are armata mai mare aici? Albu. În speță un pion. De ce? Pentru că și-a folosit în această poziție de început, pentru că asta a fost poziția la început. Acel cal de la F3 pe post de desperadă, da? Deci care a fost prima mutare aici, Alesia, care a putut o aia? Eu zic totuși că nu este chiar... Cale 5, foarte bine. Deci acest cale 5, încă o dată, nebune 2, cal C6, nebun bate damă, dar și calul meu bate damă, nebun bate pion, dar și calul meu bate pion, nebun într-adevăr fuge aici, dar calul scapă cu acest cal de 6 și tot. Și acum testul final pentru a putea pe urmă să jucați. Negru este la mutat. Conform celor învățate până acum, ce mută negru aici? Sofie, și pentru tine este valabil această întrebare. Domnul? Da. Nebun? Da. Pe patru bine, măcar.
Nebufe 4 ți le-au cu domnul. Da, știu, măcar încerc. Păi nu vreau să încerci ceva în funcție de ceea ce ai învățat. Deci, lecția de azi s-a chemat Desperado. Nu credeam că este, va fi o lecție așa de grea. Vă uitați la mine ca pisica la un calendar cu pești. Știți că mâncarea de bază a pisicii e peștele. Dacă vede un tablou cu pești, se uită de obicei la tablou ăla. Deci, ziceți. Cal e patru. Felicitări, Luca! Asta înseamnă să fii atent la lecție, să înveți, dar mai ales să pui în practică ceea ce înveți. Deci calea pe E4 și după nebunia pe D8, mai departe, Păi bătu cu nebunul, da, mă. Da, și după nebunea pe C7, mai departe, bați cu calul pionul. Păi ia nebunul de gratis. Atenție, fiți atenți, nu încercați să... Deci dacă bați cu calul pionul și el îți bate nebunul, ai pierdut partida, că el rămâne cu 3 piese ușoare. Deci acest desperat îl faci cu scopul de a câștiga material, nu de a pierde. Bați nebunul cu nebunul. Păi da, dar îți bate calul cu turiu. A, dar nu. E bază nebunul de la ăla, de la C4. Dar e șapul. Păi da, dar îți bate și el nebun. Doamna, dai șapul cu care. Dai șapul cu care. Să ți-l iau degeaba. Da. Oh, iar moș prețin. Nu. Sau că... Nu, ia uitați, nebunea pe faci bun. A, nu știam. Dar cu ce scop asta? Să câștig material. Păi zici, ce ești cu albă? E nebunul, ce vrei tu. E nebunul. Și acum ți-au și eu cu calul nebun. Numără pionii de pe tablă. Zic că pionii are albul aici. 4? Practic. Teoretic 4. Practic cât? 3. Corect. Pentru că acești doi pioni fac cât unul singur. Sunt dubli. Câți pionii are negru? 5. Ai rămas cu 2 pioni în plus? Da. Să rămână. Bun. Atât pentru lecția de astăzi.